Părinții îndurerați și-au luat astăzi copilul acasă. Nu sănătos așa cum ar fi trebuit, ci în sicriu. Bebelușul urma să fie botezat pe 9 noiembrie. Acum părinții se pregătesc de înmormântare. Bunicii mărturisesc că a fost dorit de la început și că i-au acordat toată atenția. Ghinionul a fost ca micuțul să nu aibă parte însă de grija medicilor. Mama minoră a mărturisit că a leșinat când a aflat că bebelușul s-a stins din viață și că doctorii se pregăteau de fapt să facă fișa de externare. Era, doamnă, da, era. Era foarte dorită noi. A fost cum am iubit-o pe ea, așa am iubit și copilul. Da, ne pregăteam, da, am pus și am zis că pe nouă vrem să-l botezăm, să fie creștin ca noi. Poliția face o anchetă. Păi să facă, doamne, să vadă că mor și alți copii. Considerați-mi de ce vinovați? Considerăm perfect vinovați, că puteți salva. Rudele fetei acuză medicii de neglijență și de condițiile de internare. Ele au mărturisit că nou-născutul a fost ținut în frig și hrănit timp de o săptămână cu zeamă de orez și lapte rece, deși avea febră. Mai mult decât atât, bunicii s-au plâns de comportamentul doctorilor de la pediatrie. Nu, frig, ca afară, la un nou-născut copil mic. Și bolnav. Da, și bolnav, da. Zeamă de orez o săptămână. Se dea numai zeamă de orez. Conducerea spitalului susține că rezultatul necropsiei arată că nu este vorba de o culpă medicală. În urma autopsiei făcute s-a pus diagnostic de gastroenterocolită ulcerativă cu adenită mezenterică, ileus dinamic, stop cardiorespirator și distrofie gradul 2. În sensul ăsta nu putem vorbi de culpă medicală? Nu, absolut nu. Nu se pune problema unei culpe medicale. Deși în documentul trimis de medici către Direcția de Sănătate Publică se specifica faptul că bebelușul a fost internat cu malnutriție, declarațiile bunicilor arată altceva. Copilul nu a fost ținut niciodată nemâncat și nici nu se punea problema lipsei banilor. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj au efectuat o anchetă la domiciliul mamei din Baia de Fier. Minora a fost consiliată de psihologi pentru a depăși această dramă. Nu a fost nicio clipă pusă problema scoaterii copilului din mediul familial, pentru că a fost un copil dorit atât de părinții lui, cât și de bunicii lui, deși li s-a propus să se instituie o măsură de protecție și mama să beneficieze împreună cu copilul de serviciile unui centru maternal. Ei nu au dorit acest lucru pentru că au considerat că este oportun ca acest copil să crească în familie. Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a confirmat că s-a deschis o anchetă pentru moarte suspectă, dar a refuzat să ofere un punct de vedere în acest caz. Cercetările vor fi preluate de procurori.